Sunt proprietarul locuinței Tran 18, deci vecinătate, reprezintă vecinătatea. Clădirea respectiv, propunerea făcută de domnul de birou de arhitectură, mi se pare neinspirată. Întrucât pentru o armonie, cum se motivează în memoriu, ar fi trebuit, după părerea mea, ca acest P+8 redus de la P+9 să fie pe aliniamentul blocului de P+8 existent. Și spațiul comercial să fie orientat spre nord, ca să facă o trecere armonioasă, normală, spre zona de case. Am anunțat, am transmis observațiile mele, dar am fost tratate cu dispreț de domnul Nicolae Barbu și a spus că... Scuzați-mă, nu știu, dacă poate ne-am văzut cine ziceți de-a voastră, ca să... Sunt proprietarul vecinătății Traian 18. Ok. Da. Care, această proprietate va fi cea mai afectată. Pentru că îmi va lua tot soarele. Eu o să mai am soare în, după ora 2. Și am propus să se analizeze altă volumetrie, respectiv pentru SOT să fie pe aliniamentul actualului bloc pentru SOT, iar spațiile P+2S+P+1E să fie orientat spre nord, ca să facă o trecere normală spre zona de case. Propunerea dumneavoastră a fost făcută scris? Păi făcută scris. Dar ce răspuns am primit de la arhitect? Există o fundație pe zona respectivă. Fundația este și în zona cealaltă. Deci nu este un răspuns logic. Iar s-a menționat puțin mai devreme încă o problemă. Că există autorizație. S-a menționat o autorizație din 25, ceea ce este nul. Cred că sunteți de acord cu mine. Deci, faptul că se invocă autorizație din 1995 este exagerare. În plus, am considerat, am anunțat că nu se respectă articolul 31 din regulament privind vecinătățile. Dacă nu se știe, vecinătatea înseamnă clădiri amplasate pe aceeași latură a străzii. Dacă cineva îmi dovedește că Traian 18 nu este vecin cu Traian 16, eu mă retrag. Deci, și se pune problema de înălțime. Dacă s-a dat autorizația aceea în 95, a fost un abuz. În plus, mi s-a spus că părerea mea este pur informativă, sau propunerea mea. Dacă legea, prevederile unei legi sunt pur informative, nu obligatorii, vă rog să mă scuzați, eu am și alte credea ta. Încă o problemă, sunt foarte multe probleme, nu se corelează memoriul cu planurile, de exemplu, vă dau doar un simplu exemplu, de două exemple. Unu, menționează că există parcuri în zonă, nu există niciun parc în zonă. În ultima perioadă vin din Malul Roșu și se joacă tinerii fotbal sau tenis cu piciorul seara pe strada Verii, în colț, în proprietatea mea. Nu mă deranjează. Trebuie să facă mișcare. Doi, problema cutului. Cutul în zonă, cutul maximal, este 1,5. În proiect, știți cât este? Propus 3,9. Păi, vroiam o justificare. De ce vrea 3,9? Plus spații verzi. În proiectul, în propunerea de puză anterioară, am văzut o generozitate în amplasarea de spații, din poziționarea spațiilor verzi. Aici, spații verzi sunt glume. Deci, după părerea mea, trebuie, în primul și în primul rând, trebuie revăzut memoriul. Memoriul, probabil, nu l-a ști nimeni de la urbanism. Asta nu ne explică. Cum poate în memoriu să spui că accesul este prin, în parcarea subterană este prin zona de sud și ieșirea spre strada Veche?
când în studiul de circulație și în plan, intrarea și ieșirea este în zona de sud. Și încă o chestie care se menționează în memoriu, faptul că s-a renunțat la străpungerea Vasile Lupu spre 23 august pe lângă Arhide. Poate acest pus va impune sistare. Deci acest pus blochează dezvoltarea localității. Eu sunt ploieștean, sunt născut jet pe jet. Nu mi-a părut rău când în 77 s-a demolat casa părintească din Andrei Mărșan pentru că s-a făcut sensul giratoriu. Deci o chestie de utilitate publică. Dacă cineva îmi explică mie ce, care este utilitatea publică a acestui tuz, doar să-mi ia mie soarele. De ce? Ca să maximizeze profitul investitorului în defavoarea cetățeanului. Legea trebuie să apere cetățeanul. Administrația trebuie să apere cetățeanul. Nu să mi se răspundă mie, sunt puri informative. Înseamnă că nu a citit din legea 53, articolul 1b, scopul transparenței decizionale. Că de fapt, de aceea se face consultarea publică. Nu pentru a sfida cetățeanul, pentru a crește responsabilitatea autorităților publice. În consecință, consider că acest proiect trebuie reconsiderat. Și cred că, revin, orice arhitect normal care vrea să facă o armonie în zonă, va alinia blocul cu 8 etaje propus cu cele existente. Dacă nu, există și alte sisteme. Alte, se pot imagina zeci de volumetrii. P2S plus P plus 4, peste tot. Deci, de ce? Doar, și vă spun, răspunsurile arhitectului denotă un total dispreț. Da. Petiția sau, mă rog, revendicările domnului au fost soluționate, fost dezbătute în comisie, vi s-a răspuns? Nu, și răspundă dacă domnul Marcu și s-a spus și de... Poate spune așa? Nu. V-am întrebat? Nu. V-am întrebat dacă... Vă rog, vă pot prezenta copia răspunsului, domnule arhitect. Și n-ați mai revenit deloc. Bun, am făcut reveniri și mi s-a... Domnul Nicolae Barbu, am aici toată documentele. Domnul Nicolae Barbu mi-a retransmis totul, ca și cum eu nu știam să citesc. Cum adică v-a retransmis? Păi a spus că a transmis și își mențin punctul de vedere. Chiar... Deci... Cerșelul dumneavoastră a fost și a doua oară același răspuns la data arhitectului. Și a doua oară, dar se face la și mine. Arhitectul nu mi-a mai răspuns. Nu v-a dat răspuns, a fost răspuns acolo, a fost răspuns. Un singur răspuns, da, bun. Dacă v-a să ziceți, da, dumneavoastră să răspundă. Eu l-am zis să spun tot de două ori. Poate spune așa ceva. Mi-ați retransmis primul răspuns, domnul meu. Nu am întotdeauna personal, dar asta așa se văd. Vă rog frumos, nu trebuie să intrați în politică cu funcționare. Înțeleg că sunteți nemulțumite de răspuns. De ce? Nu l-am văzut personal. Deci, explicația. Pe teren există o fundație care reprezintă edificarea unui bloc de locuințe. Volumetria propusă ține cont de studiul de însorire. Doar asta. Da, există un studiu de însorire care, în momentul când dumneavoastră a zis ca să mute clădirea mai în față, ar afecta blocurile de locuințe, acela de pe plus 4. Și sunt mult mai mulți afectați. Așa. Dumneavoastră a zis că aveți lumina soarelui, începând de la ora 2 până la ora 4:30, când în solstițiu de iarnă apune soarele, câte ore sunt? Conform OMS 119, îndeplinește criteriul de o oră jumate. Chiar și de regimul și chiar și de distanța clădirii celei mai înalte, de la dumneavoastră până acolo. Dumneavoastră considerați doar și arhitectul, doar studiul de soluție. Nu consider eu mă iau cu o legislație. Păi da, dar nu și HG
privind regulamentul de urbanism, nu este tot legislație. E greșită evocarea articolului de regulamentul de urbanism pe care ați făcut-o mai devreme. Da? Și cutul e greșit, da? Deci dacă ne dați voie să intervenim și alte persoane în acest dialog, putem să discutăm. În primul rând, pe ușa comisiei este a scrie comisie tehnică. Aici trebuie invocate argumente tehnice. Restul, argumente sentimentale, nu și-au loc. Scuzați-mă, nu v-am dat voie să intervenim sau? Nu. Domnul, nu ne lasă să intervenim pentru că dă tot timpul răspunsuri cu lucruri pe care le-am mai spus odată. Mie mi se pare că trebuie să ne limităm la argumentele tehnice, iar argumentele tehnice invocate au fost faptul că autorizația de construire dată pentru blocul anterior a fost un abuz. Mie mi se pare că asta este o insultă la adresa Comisiei Tehnice, care a dat acea autorizație de construire, fără să demonstreze de ce a fost un abuz autorizația de la vremea respectivă. Eu vin în Comisia asta tehnică de 30 de ani și încerc să-mi fac meseria atât cât mă pricep eu cu calificarea mea. Apropo, dumneavoastră, nu ne-ați spus ce calificare tehnică sau juridică aveți pentru argumentele invocate. Referitor la articolul din Regulamentul General de Urbanism, articolul 31 pe care îl invocați, spunând că el nu permite construcții mai înalte cu mai mult de două nivele față de construcțiile învecinate situate la aceeași parte a străzii, sunt două lucruri importante de discutat aici. Între locuința dumneavoastră și blocul propus trece o altă stradă și doi, dacă vă uitați în articolul ăsta 31, pe care întâmplător, fără să aibă legătură cu lucrarea asta, l-am recitit zilele trecute, acolo spune că nu sunt permise ca regulă generală dacă nu sunt aprobate într-un puz care face obiectul discuției. Ori puzul tocmai asta face acum, face o propunere de amplasarea unui bloc de locuințe pe un amplasament pe care s-a mai emis o autorizație de construire, la care s-a revenit cu un regim de înălțime similar cu autorizația de construire dată inițial, și al cărui studiu de însorire demonstrează că plângerea dumneavoastră referitoare la faptul că nu mai primiți soare nu este justificată, nu este susținută de studiul de însorire. Și mai departe, cred că restul sunt discuții. Domnul arhitect, îmi permiteți... Am vorbit mai devreme, nu mi-a permis domnul lui ca să-și trebuie la asta idee. Chiar în studiul de sensorire se vedea că de la ora 12, această vecinătate de pe acolo este insolită, deci. Chiar de la ora 12, aceasta este problema să obiți să treia. Dați-mi și mie răspunsul ăla, ca să văd și eu. Da, am vrut să aflu ce pregătire am, probabil, nu? Da, deci se făcea... Vă rugați să să vorbiți. Se făcea o referire la... Nu vreau să vă explic asta. Ce vreau și soluția adresului, se poate realiza în conform pozului prezentat, dacă se vor lua raportul tuturor vecinilor de aici, dacă se va face studiul cu un nou volum, dacă e pe zona aceasta, trebuie vorbit cu toți vecinii de aici, să... Dacă își doresc să aibă umbră mai mult de o oră jumătate la sfârșit. Da, aceea va fi ulterior în etapa de autorizare. Iar întrebarea privind calificarea profesională este legată de faptul că legea prevede că atunci când există un litigiu pe un proiect, soluția trebuie dată de un expert. Da. S-a făcut afirmația că în legătură cu autorizația din 95. Eu am făcut referire la HG din 96, deci ne trebuie pregătire juridică. Vă ajutați să nu mai faceți afirmații care să lezeze membrii comisiei, funcționari. Ok, sau... încerc. Ar fi fost foarte elegant să vă limitați la chestiunile pe care le sezidați, justificate sau încerc, scuze. Încerc să aflu chestia asta aici. De-a treia oară, când care face niște apreceri care nu au nicio legătură cu cauza. Aveți și petiția dumneavoastră, aici doar un răspuns. De... Petiția nu am. Cele invocate în scris, pentru comisie, am tradis o pe mail și n-am primit. Aveți? Nu am. Dar când ați depus? Am depus-o în perioada de transparență și am mai depus și
ieri sau la ieri am transmis la comisie. Alte opinii? Deci dacă Georgescu sau cineva comisie? El are 25% spațiu verde în bilanțul teritorial, are locurile de parcare chiar 1,5. Ok, vă propun să adunăm proiectul și să trebuie să-i răspundeți domnului foarte adesea, da? Cine este de acord? Împotrivă? Abține cineva? Nu mă abțin pentru că l-aș fi fost. Sigur.